mă rog, parteneriat, coaliție, cum s-a numit, n-a fost făcută din dragoste, din iubire, sau a fost făcută pentru că, în urmă, așa au decis oamenii, votând și PDL-ul cu 30 și ceva la sută și PSD-ul cu 30 ceva la sută, punând practic într-un echilibru aproape perfect cele două forțe politice. Nici noi n-am putut să facem guvernul fără cei de la PDL, nici cei de la PDL fără noi. Și cred că a fost o înțelegere rațională și normală, aceea de a guverna țara într-o perioadă destul de dificilă până la alegerile prezidențiale. Când va fi ales nou președinte, fie că va rămâne actualul președinte în funcție, fie că va fi un alt președinte, probabil că un nou președinte, ținând cont de puterile pe care Constituția le dă, va dori să aibă un alt guvern. Poate că îl va ține pe acesta, nu cred. E dificil să guvernezi când există atâta neîncredere și atâția ani de lupte. S-a văzut lucrul ăsta, că a fost foarte dificil, dar în continuare cred că, în mod normal, niște oameni politici raționali și responsabili trec peste aceste lucruri și ducem guvernarea până la alegerile prezidențiale. Așa o văd eu. E dificil și mai ales când ești în interior, e cu atât mai greu, dar cred că oamenii altfel n-ar condamna și pe unii și pe alții. Nu, ce mă deranjează, le spun lor, la coaliție și în guvern, nu spun în public atâta timp cât suntem parteneri. Cred că problema principală, până la urmă, și în acest moment a guvernului, a fost că cei doi candidați ai PDL-ului, domnul Băsescu, și al nostru, domnul Joană, nu sunt în guvern. Și atunci guvernul a primit tot timpul influențe mai mari sau mai mici, a primit reproșuri mai mari sau mai mici și a primit indicații care țin până la urmă de campania electorală a oricăruia din cei doi. Ori aici au fost destule probleme. Vedeți că încerc să fiu obiectiv, să nu spun că numai de la domnul Băsescu au venit indicații sau diverse presiuni. În real, nefiind în interiorul guvernului cei doi candidați, normal că fiecare a privit guvernul prin prisma propriei lui candidaturi. E natural lucrul ăsta, dar în același timp e foarte dificil pentru guvern. Bun, e vorba până la urmă de modul în care noi am înțeles să ne asumăm ce parte din guvernare. Noi ne-am luat partea dificilă, nu neapărat, nu că e vreun minister ușor, dar noi ne-am luat partea, și anume, muncă, sănătate, educație, agricultură, partea care de obicei consumă bani și care are probleme, are sindicate, are lucrurile dificile. Colegii noștri de la PDL au mers pe zonele care produc bani, care nu cheltuie. Și atunci când s-a pus problema, să zic, de reforme, e ușor să spui să faci reforme când tu ești cel cu banii și le ceri să facă reforme celor care așteaptă de la tine. Orice reformă în educație, orice reformă în sănătate, orice reformă în muncă, până la urmă se duce la primul ministru și la ministrul de finanțe. Și atunci cred că de acolo au apărut foarte multe probleme. Bun, PDL-ul și-a asumat în realitate justiția, care e un domeniu la fel de greu ca și cele pe care le are PSD-ul. Dar nu și l-a asumat direct, și l-a asumat așa într-o formă mai volată, un ministru care, mă rog, teoretic ar fi independent, dar de fapt este în partea PDL-ului, nu a asumat-o direct. Noi am asumat direct domeniile astea și atunci era normal, când s-a pus problema de reforme și de bani, să fie probleme mari. E dificil, dacă erau anii trecuți în care bugetul era din ce în ce mai bogat, veneau din ce în ce mai mulți bani, în mod sigur ar fi fost mai simplu. Acum am prins și o perioadă de criză, în care, în mod obiectiv, sunt bani mai puțini și când ai mai puține paie la atâția măgari, e foarte greu de reușit. Ideea de a veni de la 200 și ceva de agenții la 100, de principiu, e o idee bună și corectă. Aveam mult prea multe agenții. Dacă vorbim pe lucruri foarte concrete, în mod sigur, s-au desființat niște lucruri care erau utile, și mai rău, s-au păstrat lucruri inutile, la care erau conduse de clienți politici ai unor miniștri importanți. Vă dau un singur exemplu. Știți că Armas și chiar s-a fortificat o agenție foarte importantă pentru dezvoltare durabilă, o chestie de genul ăsta, în timp ce s-a dezvoltat antidrogul, doar că acolo este un consilier al unui din miniștrii PDL, puternici. Dar principiul a fost corect, acela de a încerca să comasezi, să desfințezi, să faci mai puține agenții. Că în acest proces, ca știți cum, ca în România întotdeauna, 100 s-au făcut pe bune și 10 pe cunoștințe, unele în rău, altele în bine, e o realitate. Nu știu să vă spun exact pe cazul pe care l-ați invocat, dar recunosc că am această părere, că pe lângă 100 de lucruri care trebuiau făcute, s-au făcut vreo 10 sau 15, unele care trebuiau să rămână s-au desființat,
pentru că poate, nu știu, nu erau iubite de miniștri sau nu erau altele vreo 10 care trebuiau desființate sau nu trebuiau niciodată să existe, au rămas pentru că sunt conduse de clienți importanți ai unor politice. Mă normal zice că sunt postit, dar sunt lucruri absolut neserioase, mai ales dacă vin din partea cuiva care stă la masă cu Dan Nica la toate ședințele de guvern și dacă ținem cont de faptul că Dan Nica stă în dreapta lui Emil Boc. Nu cred că și dacă ar vrea, adică lucruri absolut neserioase care țin de circul ăsta și de scandalul ăsta dâmbovițean care ne scârbește pe toți și care de fapt îi îndepărtează pe oameni de politică. PNL-ul a avut Ministerul de Interne, domnul Daviș, nu au câștigat alegerile. Ministrul nostru de Interne în 2004 și n-a câștigat domnul Năstase. Deci nu e vorba de așa ceva. Astea sunt prostii. Ministerul Administrației și Internelor e foarte important și PDL-ul ar fi vrut să-l tragă, dar având prim-ministru, noi am fost primii care am ales. Mod sigur, imediat după noi au vrut finanțele și transporturile, era dreptul lor. Sunt ministere dificile, e un minister foarte dificil, un minister important, iar modul în care Dan Nica a organizat, de exemplu, alegerile pentru Parlamentul European, nu cred că cineva de la PDL, cineva serios vorbesc, nu cine aruncă cu vorbe, a putut să-i reproșeze ceva. Din potrivă, cred că nu s-a văzut în niciun fel că a fost în avantajul unui partid sau al altuia. Asta ține de legendele obișnuite. Când faci lucrurile foarte rapid, e inevitabil, încă o dată spun, nu vorbesc de partea subiectivă, ci vorbesc de partea obiectivă, e inevitabil să fie scăpări. Din păcate, eu vă spun de pe acum. În mod sigur, nu numai în legea privind reorganizarea agențiilor, probabil că și în legea salarizării unice, probabil că și în legea educației vor fi niște scăpări, sunt niște scăpări pe care le vom constata în perioada următoare. Important este să ai capacitatea să recunoști când ai greșit și să repar rapid lucrul ăla. O legi perfecte, doar divinitatea poate să facă. Să o puneți pe seama faptului că atunci când nu ești într-o funcție din guvern sau nu ai nicio responsabilitate și te gândești ce mai dă bine la televizor. Eu știu de ce declarație vorbiți, sunt convins că a fost făcută numai și numai ca să apară la știri și colegul meu care a făcut-o în general e foarte dornic să apară la știri, după care îți dă seama că sunt lucruri pe care nu poți să le spui sau mai bine zis, e bine să nu le spui doar ca să fie o știre de o zi. Politica se învață, să știți. Se învață și în același timp și oamenii se învață cu politicienii și pe unii dintre ei tratează serios, pe alții zic, da, bun, știm că el zice tot timpul ca să fie la televizor. Cred că declarații de genul ăsta au făcut rău, nu știu, miniștrilor noștri, au făcut rău prin faptul că de fapt nu erau serioase, erau niște lucruri făcute. Eu am văzut, dar vreau să vă spun, la fel de de 1000 de ori mai irresponsabil, mi se pare ca un fost ministru al justiției să ducă la școala de la Eforie sau unde a fost PDL-ul și să spună că justiția trebuie să fie din nou subordonată politic. Atenție! Între un lider PSD, că mai sclipitor el așa în limbaj și care îi place să apară pe la știri și zice, dom'le, arhiva e bine. Și între un lider PDL, doamna Macovei, care se duce și spune că trebuie să punem controlul politic pe justiție, e o diferență uriașă. Adică unul zice ceva așa ca să fie mai sclipitor, celălalt de fapt îl ia gura pe dinainte și spune ce gândește cu adevărat despre cum trebuie politicul să controleze tot. Poate că școlile astea în care trebuie să fim plăcuți la tineri, eu vin și am organizat atâtea școli, poate că trebuie să le regândim, că din dorința de a fi plăcuți la tineri, uneori face mai mult rău decât bine. Iar tinerii nu învață neapărat de ce este mai bine. Nu. Dacă aud că trebuie să controlez politic justiția sau dacă aud că nu știu ce arhive sunt, normal că nu înțeleg sau mai bine zis înțeleg greșit ce înseamnă politică într-o țară democratică, cel puțin.